suntem în continuă lucrare pe strada Gării, încă oamenii nu înțeleg să ne lase să terminăm acolo și vedem ce vom face. Oamenii ăștia cu mașinile astea și în general tineretul ăsta cu acest ruse în spate calcă în picioare absolut tot ce înseamnă civilizație și, bineînțeles, circulație. Aproape că peste noapte strică ce facem noi, pentru că nu au răbdare. Sunt betoane care au și ei niște termene de îmbătrânire ca să poți să te urci cu mașina pe ele. Deci, oameni care, nu știu dacă sunt disperați, cred că sunt răi, sunt răi. Primăria a făcut apel la deținătorii imobilelor de pe strada Gării să se ocupe de renovarea acestora. În același timp, sistemul pietonal este gândit în așa fel încât comercianții să nu aibă de suferit. Acum am dat niște dispoziții celor de la urbanism să încerce ca fiecare să-și rezolve problema acestor clădiri, să le tencuim acele calcane care au fiecare, tencuim poate și fațadele, cum sunt alea două prăvălioare lângă Vochina acolo, să încercăm să facem o stradă foarte frumoasă și plăcută. Și nu este unica stradă din lume care înseamnă pietonal. E stradă comercială care poate fi pietonală fără niciun fel de problemă. Nu vom deranja pe nimeni. Să vedeți cum le va crește acestor oameni nivelul comercial. Pentru că acum este va fi, după mine, cea mai frumoasă stradă. Cea mai interesantă stradă din punct de vedere a merge spre ea. Să te și relaxezi, să și poți cumpăra, fără să fii speriată mașină, nu coborâ bordura că a venit mașina și așa mai departe. Cu condiții normale de aprovizionare și așa mai departe.